Bun găsit, stimați telespectatori. Continuăm o emisiune precedentă cu tema Agenția Pentecostală de Misiune Externă în misiunea lui Dumnezeu, prescurtat APME în Missio Dei, Missio Dei fiind terminologia în limba latină misiunea lui Dumnezeu. Invitatul meu este pastorul Ghiță Rițișan, care este președinte al APME, dar este și realizator al unei emisiuni la Credo TV, Până la marginile pământului. Bine venit, Ghiță! Cum e mai simplu și mai ușor să fii moderator sau să fii invitat? Din punctul meu de vedere, e mai ușor să fii invitat decât moderator. Cel puțin în ceea ce mă privește, am mai multă libertate de a mă exprima și este mai ușor pentru mine să răspund la întrebări decât să pun întrebări. Interesant, mă așteptam să spui invers. Atunci nu-mi fac mustrări de conștiință că te-am exploatat în emisiunea precedentă. Îmi face plăcere să stăm de vorbă pe această temă. Da, deci pentru cei care n-au văzut emisiunea precedentă, pe scurt despre inițiativa legată de această agenție și apoi să mergem concret la organizare, la pașii, la procesul, etapele procesului legat de asistența misionarilor și dacă un tânăr vrea să vină, cum poate să ajungă și vom trata de mai multe probleme în această emisiune. Da, deci APME-ul a pornit în 2006, apoi efectiv a început să lucreze în 2008, deci avem 5-7 ani de existență și a pornit cu dorința de a mobiliza pe de o parte bisericile românești pentru Marea Trimitere și apoi și de a ajuta români, în special tineri români care doreau să plece în misiune să poată face lucrul acesta. Deci este o organizație care facilitează trimiterea de misionari în alte țări. O viziune are APME-ul? Noi ne rugăm cu ajutorul lui Dumnezeu până în anul 2020 să avem cel puțin 200 de misionari pe termen lung trimiși și susținuți de bisericile din România. Nu e prea mică această viziune, 200 la peste 200.000 de penticostali majori, dar la această școală s-a precizat în emisiunea precedentă sau prin această agenție, că de școală încă n-am vorbit, vin nu doar credincioși de confesiune penticostală. Exact, suntem deschiși și pentru tineri din alte confesiuni penticostale care vor să lucreze cu noi și acceptă... Din alte confesiuni evanghelice. Evanghelice, care acceptă filozofia noastră de lucru. Sigur că la dimensiunea bisericii penticostale sau evanghelice din România, dacă ne referim la biserica evanghelică, 200 este puțin. Dar am zis cel puțin 200 și ne rugăm pentru mai multe sute. Domnul poate să pună un zero acolo. Exact. Resurse sunt. Resurse umane, resurse financiare, resurse spirituale. Un timp prielnic, că am vorbit și de un timp prielnic pentru România, un kairos al României și ar fi un mare păcat să pierdem acest timp unic în istorie pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru bisericile noastre. Dacă ar fi să extrapolăm evoluția numărului de misionari trimiși pe câmpul de misiune, am putea să sperăm în o astfel de cifră, 200. Da, tocmai asta ne face să sperăm că se va ajunge aici, pentru că am pornit aproape de la zero, practic. Am adus în jurul nostru vreo 4-5 misionari care deja erau plecați pe câmpul de misiune, dar care atunci când au auzit că s-a înființat agenția, au zis, noi vrem să lucrăm, noi ne-am rugat de ani de zile să existe în România o agenție și am pornit cu acest nucleu. În momentul de față avem aproape 50, deci nu mai sunt decât 150 cel puțin de adăugat. Și eu cred că pe măsură ce noi lucrăm și promovăm, Duhul Sfânt stârnește bisericile și tinerii din biserici pentru misiune, în următorii ani vom culege. Noi acum în multe biserici punem sămânța aceasta misiunii și este nevoie de timp ca ea să crească, să se dezvolte și oamenii să ajungă la înțelegerea misiunii mondiale. Ca organizare juridică, deci APME-ul este o fundație, are un consiliu director, cât sunt în membrii fondatori, deci în fundație, cât sunt în consiliu director, chiar dacă nu se dă nominal cum dorește așa faci,
și se amintea și de acel Consiliu de Supraveghere și Referință. Să spunem puțin structura de organizare a agenției. Da, deci este un consiliu director care este alcătuit din 7 păstori, 6 din România și unul din Statele Unite. Și apoi avem acest consiliu de referință sau board de referință care este alcătuit din 10 păstori. Mulți dintre ei sunt președinți de comunități regionale, păstori cunoscuți din România și de asemenea din diaspora. Un board la care noi ne raportăm și dăm socoteală în toate privințele. Apoi avem un mic staff sau echipă executivă de lucru alcătuită din 3 persoane, deci pe lângă mine încă 3 persoane. Un tânăr se ocupă de promovarea lucrării în țară. El este responsabil în special cu această foaie de informare și noi suntem dispuși să o trimitem în toate bisericile care ne solicită și ei pot să afle ce se mai întâmplă pe câmpul de misiune. Și sunt cei 5 membri fondatori care și ei rămân. Care au pornit, care rămân acolo. 5 la care s-au adiționat 2 și sunt 7 în Consiliul Director, alături de cei 5. Exact. Care au fost criteriile de propunere pentru Consiliul de Bordul de Referință? Deci, acum nu vorbim de membrii fondatori, să știe, au avut pe inimă misiunea, experiența și așa mai departe, dar și dacă este închis acel număr sau este un număr deschis pentru cei care supraveghează activitatea agenției? Este deschis în general și noi am mai invitat noi membri în Consiliul Bord de Referință. Dar cam același criteriu trebuie să fie și pentru cei din bordul de referință ca și pentru cei din bordul director, să fie oameni cu inima pentru misiune. Probabil că ei nu au atâta timp ca și noi ceilalți din comitetul director să se implice efectiv în misiune, dar din poziția pe care o au de coordonator de comunități regionale, păstori în biserici mari, director de organizații, pot să promoveze misiunea. De exemplu, recent a intrat în acest board rectorul Institutului Teologic Pentecostal și și-a dorit, noi ne-am dorit să fie acolo pentru că dorim ca misiunea externă să aibă un impact special și asupra tinerilor care studiază acolo. Nu toți vor ajunge păstori și noi venim cu această ofertă pentru cei cărora Dumnezeu le vorbește să poată să fie pregătiți, echipați, apoi mai bine să fie misionari de carieră. Mai întâi sediul APME a fost în zona Dobrogei, la Constanța, cred. Cum se face că s-a mutat la Cluj? A fost în Medgidia, județul Constanța, pentru 3 ani de zile și apoi după 3 ani l-am mutat aici și eu m-am mutat, dar nu asta a fost singurul criteriu, pentru că eu nu cred că un sediu trebuie să fie mutat în funcție de persoană sau de președintele organizației, dar considerăm că Clujul sau un alt oraș din partea aceasta a țării, un oraș mare, poate să fie sediul unei agenții, pentru că rolul Agenției Pentecostale de Misiune este acela de a motiva, printre altele, de a motiva și a mobiliza bisericile pentru misiune externă. Oricea mai mare parte a bisericilor, cel mai mare potențial uman este aici. Ne-am dorit oarecum ca această agenție să fie în mijlocul majorității bisericilor evanghelice din țară și cred că este un lucru pozitiv faptul că am mutat sediul agenției la Cluj. Acum sunteți în chirie, APME-ul și ce perspective sunt? Vă gândiți și la mai întâi vine ce e firesc și apoi ce e duhovnicesc? Da, suntem în chirie de când ne-am mutat. Și suntem în chirie pentru că noi dorim să reducem pe cât posibil cheltuielile administrative de administrare a lucrării și dorim ca cea mai mare parte a resurselor materiale să meargă acolo unde este nevoie, pe câmpul de misiune. Tocmai discutam în emisiunea anterioară despre clădiri și despre
oameni, cei mai mulți bani trebuie să fie investiți pentru mântuirea, pentru salvarea oamenilor. Pe de altă parte, nu e rău. Pe de altă parte, ne dorim. Și ai ocazia să prezinți oferta care ni s-a făcut. Poate cineva dintre cei care ne urmăresc au inimă pentru misiunea externă și inclusiv pentru acest sediu, care e temporar el, dar e important. Da, deci noi ne dorim să cumpărăm un sediu pentru APM aici la Cluj și avem o ofertă de nerefuzat, cum se spune, din partea fratelui Camerun. El a zis că va dubla orice sumă pe care noi o adunăm, fie din bisericile din România, fie din bisericile din diaspora, pentru... Sau din partea telespectatorilor, da, așa? Pentru a avea un sediu pentru agenția noastră. El va dubla fiecare leu, fiecare dolar, fiecare euro pe care cineva îl donează. Și ne dorim un sediu sau un spațiu nu numai pentru noi, pentru birouri unde să funcționăm, dar ne dorim ca în acest sediu să avem vreo 3 sau 4 dormitoare pentru misionari. Lucrul acesta ne-l dorim mai mult chiar decât spații pentru birouri. De ce? Unii dintre misionari nu au nimic în țară. N-au părinți sau n-au condiții la părinți și atunci când trebuie să vină din când în când în țară pentru 2 sau 3 luni să viziteze din nou bisericile, e cel mai dificil timp pentru ei. Unii dintre ei mi-au spus, pentru noi este mai ușor pe câmpul de misiune decât în România. Venim aici, nu avem nimic și trebuie să fim tot timpul cu bagajele în mașină, în tren, cu hainele, cu toate lucrurile, ducându-ne dintr-o biserică în alta, dintr-un loc în altul, pentru a prezenta lucrarea. Și nu avem un loc în care să ne așezăm, de unde să pornim. Și atunci ne dorim să avem măcar 2, 3, 4 dormitoare unde cei care vin pentru o perioadă scurtă să aibă o bază de unde să plece. Eu am lucrat cu Prison Fellowship România, o fundație care și are sediu tot aici la Cluj, Misiunea Creștină pentru Închisori, și mi-amintesc că am fost la o instruire în Anglia și am fost cazat, noi cei vreo 4-5 români câți am fost la acea instruire, într-un bloc care era destinat misionarilor care vin de pe câmpul de misiune. Și m-am gândit ce frumos gând și ce frumos lucru ca cei care sunt departe de țară, departe de casă, de fapt, care n-au o casă în România, să știe că au totuși un fel de casă care le aparține și e la dispoziția lor pentru perioade determinate de timp. Da, deci organizațiile care au vechime din Occident, aproape toate au un astfel de spațiu pe care îl folosesc misionarii când vin în țară și pe măsură ce crește echipa noastră și numărul de misionari, avem nevoie de un astfel de spațiu. Să ajute Dumnezeu și să ajute și cei care pot. Să mergem acum, să presupunem că un tânăr vrea să meargă în misiune și mi-amintesc că acum chiar aminteai înainte de misiune de Tri Floredana, care e misionară în India. Ea a fost chemată, chiar pot să zic supranatural, de Dumnezeu să fie misionară în Bangalore, India. Și a căutat, mă rog, pe internet niște informații și a ajuns să, până la urmă, să parcurgă tot procesul acesta pentru trimiterea misionarilor. Care este acest proces, dacă vrei să le spui celor care ne urmăresc, pentru a ști ce e de făcut și modul în care noi înțelegem, în mod organizat, să îi tratăm pe cei care, deci pe candidații la misiune, dar ulterior și pe misionari și chiar pe misionarii pensionari care vor ieși de pe câmpul de misiune. Da, deci trimiterea și susținerea misionarilor pe câmpul de misiune este un proces destul de amplu, de aceea cred că este nevoie de o agenție. Bisericile mari, foarte mari, ar putea ele singure să susțină poate cu un misionar sau doi, dar Dumnezeu cheamă tineri și din biserici mai mici, de 20, de 50, de 100 de membri, care ele n-ar putea să creeze cadrul și infrastructura necesară trimiterii și susținerii de misionari. De aceea este necesară o agenție de misiune. Cum procedăm? Cum facem? Dacă cineva este interesat de misiunea externă, ia legătura cu noi, ne trimite câteva date și avem un prim interviu sau o primă discuție.
Dacă persoana respectivă nu este pregătită din punct de vedere misiologic, nu are cunoștințe biblice de bază, nu are luate cursuri de misiune să înțeleagă ce este misiunea externă, atunci noi recomandăm acelor persoane să studieze la o școală pe care noi o avem, este Centrul Român de Studii Transculturale din Constanța, o școală de 2 ani de zile, cursuri la zi. În primul an avem cursuri biblice de bază, în anul 2 avem cursuri de misiune, cursuri care îi ajută pe candidați să știe cum să lucreze într-un context musulman, într-un context hindus, budist, animist și așa mai departe, pentru că îți trebuie pregătire specifică. Apoi, după ce finalizează școala și ne-am asigurat că un candidat are și o pregătire teoretică bună, apoi începem procesul efectiv de trimitere. El trebuie să fie recomandat de păstorul bisericii locale și de alți 4 membri din biserică. Nimeni nu pleacă fără biserica locală. De fapt, noi nici nu spunem că trimitem noi ca și agenție. Biserica trimite. Noi facilităm trimiterea. Și pentru că biserica locală nu poate să asigure toate aceste lucruri de care misionarul are nevoie, atunci ajutăm noi ca și agenție. Inclusiv să aibă informațiile de pe câmpul de misiune, legături cu alte agenții și multe alte. Exact, dar cea care trimite este biserica. Misionarul aparține bisericii. Apoi noi facem un buget de lucru pentru țara respectivă. Bugetul diferă de la țară la țară, diferă de la dimensiunea familiei misionarului sau dacă este singur și în funcție de asta stabilim un buget care include cheltuieli de lucrare în țara respectivă, cheltuieli pentru închirierea unui spațiu în care să locuiască, cheltuieli pentru utilități în spațiul respectiv. Pentru școală, dacă sunt copii. Cheltuieli pentru școală, dacă sunt copii. Cheltuieli pentru învățarea limbii în țara respectivă. Cheltuieli pentru viză. Cheltuieli de transport. Poate o dată pe an să poată să vină acasă. Apoi cea mai mare parte dintre misionari sunt angajați aici la agenție cu carte de muncă. Trebuie plătite taxe de tot felul, asigurări, pensie, șomaj și așa mai departe. Sunt prevăzute undeva, întrebarea este retorică, toate aceste, să spun, obligații reciproce ale agenției și ale misionarilor avem la APM. Da, da, noi avem acest manual, manualul misionarului APM, cred că ai fost și tu la Constanța. Când l-am editat. În Agigea, în 2011, când noi, Bogdan, împreună cu misionarii, am aprobat acest cadru în care noi lucrăm. N-am vrut conducerea să impunem un cadru, ci am discutat împreună, pentru că noi ne considerăm o familie, nu suntem noi și ei, ci suntem APM-ul, organizație de misiune care dorim să lărgim împărăția lui Dumnezeu. Pe linia de front, alții asigură logistica din spate. Asigurăm logistica și facem posibilă lucrarea lor. Ei, strângem bugetul. Cum îl strângem bugetul? Aici e un lucru extrem de interesant. Nu știu dacă cu strângerea bugetului de către misionari, nu știu dacă ne-ar fi venit nou ca români ideea aceasta dacă nu aveam informații de la alții din afară. Tocmai de aceea e bine să lucrăm împreună cu alții și să vedem experiența altor agenții mai vechi decât noi. Noi folosim un instrument pe care l-am numit promisiunea prin credință. Promisiunea prin credință este un angajament pe care un credincios îl face înaintea lui Dumnezeu că din veniturile pe care le are sau le va obține în viitor, pentru că de aceea este un angajament prin credință, va dărui pentru misiune o anumită sumă. Cum arată formula aceasta? Dacă poate să fie prins de cameră, probabil că este prea mic acum, dar este un formular pe care noi îl distribuim în biserici când ne ducem cu misionari și fiecare credincios care are pe inimă lucrarea de misiune îl ia, stă înaintea Domnului, se roagă și promite că va dărui pentru misiunea externă o anumită sumă de bani. Lunar. Nu neapărat, da. Nu lunar neapărat pentru o sumă un an mare, de zile. Da.
pot fi 5 lei, pot fi 10 lei, dar acești bani se adună de la mai mulți credincioși dintr-o biserică împreună și sunt trimiși cu destinație pentru un anumit misionar. Și, să zicem, o biserică adunând toți acești bani poate contribui cu 100 de lei, alta cu 200, alta cu 250 și se tot adună acești bani prin credință, deci nu cash, prin credință, până când se atinge bugetul. În momentul în care se atinge bugetul și acești bani promiși sunt acolo prinși, atunci ne ducem careva de la agenție în biserica mamă, facem un serviciu special de trimitere, ne rugăm împreună cu păstorii și trimitem pe misionar pe termen lung în țara respectivă. Apoi, în momentul în care ei au ajuns acolo, trebuie să ne dea un raport de activitate și un raport financiar în fiecare lună. Ei nu primesc resursele pe luna următoare până când nu ne spun, nu ne scriu ce au făcut, cum și-au îndeplinit responsabilitățile pe care le-au avut, cum au cheltuit banii pe care i-am trimis. Așa funcționăm. Ei dau socoteală, noi dăm socoteală. Cerem socoteală pentru lucrarea pe care o fac pe câmpul de misiune. S-a întâmplat să fie angajamente făcute de anumite grupuri de persoane din diferite biserici sau persoane individuale în anumite cazuri și acele angajamente să nu fie respectate și ce se întâmplă cu misionarul care este pe câmpul de misiune și se întâmplă așa ceva? Asta este o problemă. O problemă apare în momentul în care noi le cerem credincioșilor să facă un angajament și ei spun, dar cine sunt eu? Nu pot face angajament. Numai Dumnezeu știe ce o să fie peste o lună, peste două, dacă mai am serviciu și așa mai departe. Problema este următoarea, Iacob. Mulți credincioși își iau diferite obiecte bunuri casnice sau unii își cumpără case și fac rate mult mai ample și s-au angajat cu sume mult mai mari că vor fi în stare să plătească. Mai mult prin vedere decât prin credință. Da, și când este vorba de noi și de a ne cumpăra bunuri, atunci nu avem nicio problemă să facem acest angajament cu riscul de a pierde totul la un moment dat. Irresponsabil. Da, uneori chiar irresponsabil, dar nu putem face cu Domnul un angajament în care nu ni se cere o sumă exorbitantă, că vom fi în stare să dăruim. Deci unii ezită să facă lucrul ăsta. În al doilea rând, unii fac, dar uită sau, nu știu, pierd din vedere, iau un angajament într-un moment în care sunt atinși, sunt entuziaști și după aceea uită de acest angajament și atunci e bine ca păstorii să le reamintească, misionarii mai vin din când în când în biserici, le revizitează și renoiesc angajamentele. Ce face agenția în situația în care după luni de zile nu se completează fondul? Deci aproape în fiecare caz, aproape fiecare misionar are această experiență că fondurile care vin scad pentru că unii uită sau nu mai pot să dăruiască și să susțină. De aceea noi ne dorim ca fiecare misionar să aibă în spate mai multe biserici care să dăruiască puțin, 20, 30, pentru că dacă una uită sau două sau trei nu mai dau, rămâne cu 90% și mai poate continua. Dacă sunt situații și mai grave în care fondurile scad mai mult dramatic, noi avem un fond nedestinat, așa îl numim. Cei mai mulți bani vin cu destinație pentru un anumit misionar, dar există un fond nedestinat când credincioși sau biserici spun voi donații sau canalizații acolo unde e nevoia mai mare. Noi acumulăm bani în acest fond și când apare o nevoie, când cineva este pe minus, atunci luăm din acești bani, trimitem și facem posibilă lucrarea, continuarea ei pentru o perioadă lungă, limitată, poate că un an de zile și dacă acest gol este prea mare în buget, atunci îi chemăm pe misionar pentru o perioadă să reînnoiască angajamentele, să viziteze noi biserici și să le ceară să se implice în misiune.
chiar astăzi discutam cu cineva la birou că cele mai susținătoare biserici sunt bisericile mici. Uimitor. Misionarii își doresc să meargă în biserici mari, cu mii de membri, să facă o singură provocare și să termine și să meargă apoi pe câmpul de misiune. Iată că nu este nici sănătos să ai doar o singură biserică în spate, dar dezamăgirea este că bisericile mari susțin foarte puțin sau deloc. Uneori au propriile lor proiecte. Au propriile lor proiecte, da. Și nu sunt aici să judec. De altfel, dar e un principiu sănătos, mai bine mai puțin de la mult, sigur, decât mult de la puțin, că dacă pică aceea puțin, se poate continua. Da. Nu sunt aici să judec, dar cred că orice biserică, oricât de multe proiecte ar fi, mai poate să se deschidă un pic și pentru misiune. Știi de ce? În fiecare biserică Dumnezeu are oameni care au inima lipită de un anumit proiect. Unii sunt sensibili, cum spuneam mai înainte, când văd copii orfani, săraci, bătrâni și așa mai departe. Unii au pe inimă misiunea și ei nu vor dărui acei bani nicăieri în altă parte decât pentru misiune. Și e bine să-i lăsăm pe cei care au pe inimă misiunea sau televiziunea, da, să dăruiască pentru un proiect pe care... Responsabilitatea liderilor este să creeze oportunități, exact, de slujire. Și omul devine responsabil, se angajează sau nu se angajează. Deci în procesul trimitere și susținere misionarilor s-a amintit de recrutarea, instruirea, trimiterea, susținerea. Da. Mai merge și mai departe APM-ul. Merge și mai departe. Este un al cincelea, a cincea etapă în acest proces, care este întoarcerea sau reîntoarcerea. Ea poate să se întâmple atunci când un misionar poate să se îmbolnăvească, sunt probleme de sănătate, și atunci noi intervenim și îi aducem în țară și pentru o perioadă de timp îi ajutăm, îi susținem să se refacă și apoi să se ducă înapoi acolo sau pe un alt câmp de misiune. Sau, încă nu avem cazul acesta, dar va veni momentul în care, dacă Domnul nu vine între timp și ne dă harul să continuăm slujirea, oamenii ăștia vor îmbătrâni, se vor întoarce acasă, ajung la pensie, și atunci trebuie să ne ocupăm de ei. Pentru că noi nu realizăm, dar pentru oamenii care au petrecut cea mai mare parte din timpul lor, din viața lor pe câmpul de misiune, reîntoarcerea și reintegrarea lor este o mare problemă, tot atât de dificilă, dacă nu mai dificilă, decât trimiterea și plasarea lor pe câmpul de misiune. Pentru că s-au obișnuit acolo, într-o cultură, într-o limbă. Între timp aici lucrurile s-au schimbat, n-au mai rămas așa cum au fost când au plecat ei, bisericile s-au schimbat, generația în mijlocul cărei au crescut ei nu mai este împrăștiată și atunci au nevoie de ajutor să se așeze, reașeze acasă. Deci toate aceste aspecte sunt prinse în manualul misionarului APME. Cei candidați la misiune iau act de, da, obligații și drepturi, să spun așa, și tocmai de aceea, Iacob, este necesară o agenție. Nu vorbim acum de a noastră. Este necesară o agenție pentru că iată câți factori sunt implicați în trimiterea și susținerea misionarilor și ar fi bine ca tinerii care doresc să plece în misiune să nu evite trecerea printr-o agenție de misiune pe câmpul de misiune, pentru că vor fi ajutați. Mulți tineri plini de lan, de entuziasm, vor să se urce astăzi în avion și să plece. Nu se gândesc că va mai fi cineva peste o jumătate de an, peste un an, să-i susțină, să se roage pentru ei. Nu se gândesc că se pot îmbolnăvi, că au nevoie de asigurare, de sănătate și trebuie să vină să se trateze. Se pot ivi situații excepționale, exact, cu misionarii, cum de atâtea, da, ori s-a întâmplat. Și că îmbătrânesc și au nevoie de o pensie, atâta cât este ea, știi? Trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri și de aceea este necesară organizația. Care este orizontul de timp la care APME îndrăznește să cheme, a chemat și va chema misionarii? Pentru câți ani? Noi susținem misiunea pe termen lung, misiunea de carieră. Ce înseamnă aceasta în ani? În ani noi cerem fiecărui misionar să fie dedicat și credincios pentru cel puțin 10 ani de zile.
pentru un câmp de misiune. După 10 ani de zile, dacă Dumnezeu îl cheamă spre o altă zonă, este liber și poate face o decizie de a se muta pe un alt câmp de misiune. Dar în general sunt cam 10 ani. Și de ce 10 ani? Pentru că dacă vrei să lași ceva în urmă, atunci îți trebuie un timp consistent pe un câmp de misiune. Trebuie să înveți după limba, cum trebuie să înveți pregătire cultura consistentă. Să lași în urma ta ceva, să lași niște ucenici, să lași niște oameni în care ai investit și care pot continua după aceea lucrarea fără tine. De aceea noi nu credem în misiune pe termen scurt, decât în cazuri speciale, când se duce cineva pentru a se pregăti pentru misiune pe termen scurt, pe termen lung, pentru un păstor care se duce să viziteze misionarul care este trimis din biserica lui sau care se duce să vadă care sunt nevoile și să poată susține mai departe lucrarea. Odată ajuns pe câmpul de misiune, misionarul mai are voie să se mai întoarcă în țară? Cam cu ce frecvență? La câte luni? La câți ani? Ce se întâmplă în al 7-lea an de, sau după 6 ani de muncă pe câmpul de misiune? În statutul nostru am prins în niște situații, am reglementat oarecum lucrarea de acolo. Misionarii care sunt aproape, poate că în Balcani, Turcia, pot să vină o dată pe an acasă, au și ei dreptul la un concediu și atunci fiind aproape, ei zic, preferăm să venim luna asta acasă, vizităm și rudele, vedem familia ce mai face. După 3 sau 4 ani de slujire, de asemenea, au posibilitatea să vină o jumătate de an sau un an de zile acasă, tocmai pentru a vizita din nou bisericile și a le mobiliza pentru a-i susține mai departe, pentru că, așa cum spuneam, în timp își pierd o parte din susținători. Nu se văd, se uită, bisericile se schimbă, apar noi generații și atunci după 3 ani pot să vină o jumătate de an sau 4 ani, să vină un an pentru, nu pentru a lenevi, ci pur și simplu de a vizita biserici, a le motiva, a le mobiliza să susțină misiunea. E posibil să-i fi speriat pe unii dintre telespectatorii noștri cu 10 ani de câmp de misiune, să le vorbim puțin și despre departamentul de misiune pe termen scurt. Da, avem un departament de misiune pe termen scurt care susține plecarea celor care doresc în viitor să meargă pe termen lung și vor să aibă o experiență transculturală. De asemenea, sunt credincioși care nu vor pleca niciodată pe termen lung, dar ei zic așa, uite, am liber o lună, îmi iau concediu 2 luni și vreau să mă duc să ajut un misionar într-un anumit proiect. Se construiește un orfelinat, poate să predea niște cursuri la o școală, se poate implica într-un proiect într-o perioadă limitată de timp. Și atunci noi avem un astfel de departament și încurajăm pe cei care vor să aibă o experiență transculturală de 1 lună, de 2, de 3, să ia legătura cu noi și să ajute și să susțină un misionar de carieră. Sigur, după cum misionarii pe termen lung își adună ei înșiși fondurile și doritorii de misiune pe termen scurt trebuie să se asigure de fondurile. Trebuie să se asigure și ei trebuie să meargă cu o recomandare din partea bisericii. Și sigur că lor nu le cerem să facă 2 ani de zile de școală ca să meargă 2 luni. Să aibă ceva abilități. Dar să aibă ceva abilități și cel puțin o zi avem un fel de instruire pentru misiune pe, în afară, pentru că trebuie să cunosc aspecte culturale din țara respectivă. Ce pot să facă, ce nu pot să facă. Riscuri există? Îmi aduc aminte că spunea un tânăr că a plecat într-o țară din Asia Centrală, fundamentalistă, musulmană, și când a ajuns pe aeroport, imediat s-a dus să îmbrățișeze pe cei care sunt acolo, băieți și fete, și atunci surorile au spus, stai departe, noi nu avem voie să dăm mâna. Nici măcar să dăm mâna nu avem voie unul cu celălalt. Deci sunt țări în care sunt restricții în ceea ce privește relațiile, sunt obiceiuri
de care trebuie să ții cont ca să fii respectat și să nu deranjezi mai mult decât să construiești. Va trebui să mergem, că mai avem vreo sfert de oră, și spre școala de instruire, dar înainte de aceasta, dacă cineva vrea să țină legătura cu APM-ul, cum poate să o facă? Avem foarte multe mijloace prin care îi ținem informați pe oameni. Avem un site, apm.ro. O să îi rugăm pe colegi să pună la sfârșit datele de contact, o adresă de e-mail, așa cum am spus, site, telefon. Apoi avem foaia de informare pe care noi o tipărim în circa 4.000 de exemplare și o trimitem bisericilor. Este și în formă digitală. Este și în formă digitală și se poate transmite. Apoi avem revista Noi Frontiere, o revistă de misiune. Prezentăm articole, informații de pe câmpul de misiune. Susținem proiecte. Telespectatorii se pot și abona la ea dacă vor să o aibă regulat. Și prin toate aceste mijloace și prin emisiunea de la Credo până la marginile Pământului, promovăm misiunea, conștientizăm bisericile și credincioșii cu privire la Marea Trimitere. Deci să le spunem telespectatorilor când pot să vă urmărească și ca moderator, nu doar ca invitat. Dar să vă pun două întrebări sau una mai grea la sfârșit, așa? Da, deci noi în fiecare luni seara de la orele 9 avem emisiunea până la marginile Pământului și aproape de fiecare dată avem un misionar care împărtășește cu noi știri, informații proaspete, să le zic așa, de pe câmpul de misiune specific în care el lucrează. Despre CRST puțin, despre școala? Școala de misiune, așa cum aminteam mai înainte, pregătește, echipează tineri pentru misiune. Ea este foarte necesară. Interesant este că atunci când tinerii vor să plece în misiune, ei consideră că n-au nevoie de nimic, au suficient bagaj, biblic, suficiente cunoștințe ca să meargă pe câmpul de misiune. După ce vin acolo și stau 2 ani de zile, realizează că nici după 2 ani de zile nu sunt pregătiți. Este o schimbare radicală și după 2 ani de zile trebuie noi să-i încurajăm să plece. Chiar acum, anul acesta, din cei care au terminat, 2 familii vor să mai rămână în Dobrogea și să mai dobândească experiență și realizează că au nevoie de mai bună pregătire pentru a merge pe câmpul de misiune. Pe de altă parte, sigur că îi încurajăm să meargă, pentru că în multe zone de pe glob unde nu există biserică sau biserica este foarte slabă, în faza incipientă, orice prezență a unui slujitor cât de cât pregătit este o mare binecuvântare. Deci pe cei care doresc să fie misionari de carieră, îi încurajăm să vină și să se pregătească la școală. Avem profesori foarte buni pentru cursurile biblice, sunt păstori și profesori din România care predau cursurile biblice de bază, iar pentru cursurile de misiune avem cei mai mulți profesori străini, foști misionari cu 20-25 de ani de experiență în lumea musulmană sau hindusă, care vin și predau cursuri și nu numai aveți facilități informație. De cazare, da. Sediu. Da, avem lângă Constanța la Gigea un mic campus unde studenții învață, mănâncă, locuiesc acolo, avem bibliotecă, săl de curs. Fac și practică pe timpul școlii. Trei weekenduri din 4, ei lucrează împreună cu plantatorii de biserici din zonă, cu păstorii din zonă, în diferite localități și dobândesc încă din timpul școlii o experiență pentru misiune. De asemenea, în anul întâi, ei pleacă 2 săptămâni undeva în Balcani și au o primă expunere transculturală și apoi în anul 2 au o experiență transculturală mai lungă de două luni, când se duc și lucrează alături de un misionar de carieră. Deci tot acest proces ajută la o pregătire mai bună și mai bună pentru misiunea externă. Să-mi fie iertată expresia neacademică, și la un fel de înțărcare de țara mamă. Pentru că s-ar putea unii nici să nu fi fost plecați pe nu știu unde și să iasă puțin să vadă cum se simt. Chiar școala, pentru că este plasat acolo, îi ajută pe tineri să facă un prim pas, pentru că se rup de
un anumit loc de familie, de biserică, de prieteni, se duc să se pregătească și prin aceasta arată că sunt gata să facă apoi pasul următor, misiune pe termen lung. Ziceam de întrebări. Întrebarea următoare ar fi cum dă socoteala PME mai concret și cel mai fericit moment de când te ocupi de APME, mă rog, de când s-a înființat și ești în funcția aceasta de președinte, și cel mai dureros moment, dacă se pot spune, nu neapărat nominalizând, ci ca speță în sine. Deci mai întâi cum dă socoteala APME. Mai avem 10 minute. Deci noi avem o evidență foarte clară, vorbesc acum din punct de vedere financiar, cu toate intrările. În stafful nostru, în echipa de la birou, avem o persoană care se ocupă numai de problema financiară și înregistrează toate intrările, pentru cine sunt banii, și banii intră în subcontul fiecărui. Se lucrează prin misionar. Conturi bancare și da, intrări și ieșiri. Exact. Foarte puțini bani vin în casă. Da. Avem un cont la o bancă din România și suntem scutiți de comisioane tocmai pentru că lucrăm de mulți ani serios cu această bancă și la sfârșit de an facem o evaluare din punct de vedere financiar, câți bani au venit, cum i-am cheltuit, cât din România, cât din Europa, cât din Statele Unite, din Europa, diaspora România, din Europa sau din Statele Unite, cât cheltuim pentru birou. Și lucrul ăsta trebuie să-l spun pentru că noi suntem transparenți împreună cu misionarii. Este această convenție că 7% din banii care intră sunt folosiți pentru administrație. Vorbeai de un spațiu pe care îl închiriem, acolo plătim întreținere, curent, telefon. Sunt acești oameni care sunt necesari acolo, funcționari care să facă posibilă lucrarea misionarilor, plătesc taxele, țin evidența, protecția muncii. Și toate datele astea sunt prezentate. Toate datele astea sunt prezentate bordului de referință. Acolo ei pot să pună orice întrebare și să spună câți bani au intrat de la biserica respectivă, câți s-a cheltuit misionarul respectiv, câți a cheltuit pentru telefon, pentru curent, deplasări și toate lucrurile acestea. Și de asemenea dăm socoteală și în ceea ce privește lucrarea. Facem o prezentare generală a misionarilor, unde sunt, care sunt problemele cu care ei se confruntă și suntem gata să răspundem la toate întrebările, suntem deschiși. Deci n-a fost chiar așa dificil această întrebare. Nu. Cea cu cel mai cu dureros sau fericit, cum vrei să... Cred că dureros ar trebui să încep și apoi fericit. Și în 2-3 minute câteva gânduri pentru cei care ne urmăresc. Poate vrea cineva să vină la școală, la agenție, la... Este întrebarea ta, la întrebarea ta aș răspunde așa printr-un un răspuns pereche, oarecum. Cea mai fericită zi și cele mai minunate momente sunt acelea în care oamenii pleacă în misiune. Ne ducem în biserici, vedem biserica entuziasmată, tinerii sunt prezentați, ne rugăm pentru ei, biserica se roagă, păstorii sunt parte și ne bucurăm că noi, bisericile din România, luăm parte la această lucrare mare pe care o face Dumnezeu și putem, prin cei pe care îi trimitem, să binecuvântăm națiuni și popoare, unde cuvântul lui Dumnezeu n-a ajuns niciodată sau este foarte slab răspândit. Asta este cea mai mare bucurie, că facem parte din lucrarea lui Dumnezeu, din misiunea lui Dumnezeu. Suntem onorați să fim invitați și noi și să trimitem lucrători. Cel mai dureros moment este când trebuie să-i spui unui misionar, îmi pare rău, te-am urmărit un an, doi, am crezut în tine, din păcate nu te califici, nu dai socoteală, nu ești transparent, nu faci o lucrare bună și trebuie să vii înapoi de pe câmpul de misiune sau noi nu mai vom lucra cu tine, nu te vom mai susține. Din păcate se întâmplă și astfel de situații și tocmai de aceea există o agenție să evalueze
lucrarea fiecăruia. Ne putem amăgi și noi sau înșela și noi când recrutăm pe cineva și să nu observăm carențele. Dacă între cei 12 apostoli unii a exact. Fost cum a fost. Dar bucuria este că cei care renunță sau cei care trebuie să fie scoși de pe câmpul de misiune, numărul lor este mult mai mic în comparație cu acelor care vor să meargă și fac o lucrare deosebită. Și acea decizie se ia în colaborare cu pastorul bisericii care a trimis. Deci, după un proces care uneori ține luni de zile. Se încearcă să se elimine arbitrariul exact, și exact. Subiectivismul. Și în acest proces îi implicăm pe lângă pastorul bisericii care trimite și pe cei din bordul de referință și în special președintele bordului de referință, pentru că dorim să evităm orice subiectivism în astfel de decizii care sunt foarte, foarte dureroase. Ce trebuie să facă un tânăr care vrea să, căruia Dumnezeu deja i-a vorbit, are pe inimă să se implice în cea mai importantă lucrare de pe glob și vrea să facă ceva? Deci 5 minute... Nu te mai întrerup, vorbește-le, te rog, telespectatorilor. Așteptăm să ne contacteze. Oricine este interesat să susțină lucrarea de misiune pe termen lung, fie mergând pe câmpul de misiune, fie susținând lucrarea de acasă, îi rugăm pe astfel de credincioși să ne contacteze. Dacă cineva vrea să plece, îl rugăm să ne scrie, avem o primă întâlnire, o evaluare a situației lui, a parcursului lui în înțelegerea misiunii mondiale. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l știe cineva și vrem să fim convinși noi ca și agenție este de a fi chemat, de a fi chemat de Dumnezeu în misiunea externă. Pentru că ceea ce ține pe cineva în câmpul de misiune pe termen lung este chemarea de la Dumnezeu. De fiecare dată când stăm de vorbă cu misionarii, ei ne spun, dificultățile, problemele sunt uriașe, dar dacă ne ține ceva în ciuda bolilor, a singurătății, a luptelor, a problemelor de acolo, este chemarea lui Dumnezeu. Și dacă noi identificăm chemare la cineva, vom face tot ce ne stă în putință să-l susținem pe acel tânăr, pe acea tânără, acea familie, să ajungă pe câmpul de misiune. Dacă are nevoie de instruire, îi vom recomanda școala, și îl vom instrui și pregăti pentru misiune pe termen lung. Dacă nu are nevoie de instruire și este destul de mult instruit sau pregătit în alte școli biblice, atunci vom fi alături să meargă în biserici, să promoveze misiunea la care este chemat, zona în care este chemat și apoi să-l ajutăm să ajungă pe câmpul de misiune. Și, sigur, suntem alături pe termen lung de cei care sunt acolo, încurajându-i, susținându-i, asigurându-ne că pot face lucrarea lui Dumnezeu pe termen lung. Un lucru foarte important pe care aș dori să îl spun și nu l-am amintit decât tangențial în cadrul acestor emisiuni este importanța rugăciunii. Misiunea nu poate fi făcută de oameni chemați dacă în spate nu sunt mulți credincioși și multe biserici care se roagă pentru ei. Misiunea este foarte importantă. De aceea, dincolo de susținerea financiară, ne-am dorit foarte mult ca bisericile din România să susțină în rugăciune misionarii. Noi, în fiecare an, avem un calendar de rugăciune. Deja am pregătit calendarul de rugăciune pentru anul 2014. În fiecare duminică există un motiv de rugăciune pentru un misionar, pentru o zonă de misiune și ne rugăm nu numai pentru misionar, dar ne rugăm și pentru lucrarea din România, lucrarea internă și ne-am dorit atât de mult ca bisericile, absolut toate bisericile să aibă un astfel de calendar. La ora de rugăciune, pe lângă multe alte subiecte de rugăciune pe care le aducem, să ne rugăm în fiecare duminică pentru cei care slujesc pe câmpul de misiune. Deci, cei care doriți să plecați, contactați-ne și suntem alături să vă trimitem, să facilităm trimiterea împreună cu biserica locală. Cei care nu puteți merge pe câmpul de misiune,
puteți să vă rugați la biserică, în grupuri mici, acasă, mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru ca cei care sunt în prima linie să poată birui și să poată face lucrarea în ciuda cumplitului război spiritual în care ei sunt implicați. Și sigur, dacă doriți să îi susțineți și financiar, puteți să o faceți pe fiecare în parte, prin intermediul Agenției Pentecostale de Misiune, după ce veți vedea aceste date pe care le afișăm la sfârșitul emisiunii și de asemenea la sfârșitul emisiunii până la marginile pământului. Cred că este timpul României, cred că este Kairosul României, timpul potrivit, oportunitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, una istorică, în care să luăm parte împreună cu El la misiunea Lui, la răspândirea gloriei lui Dumnezeu până la marginile pământului, ca apoi, în glorie, în eternitate, să ne putem întâlni, așa cum se spune în Apocalipsa, cu oameni răscumpărați din orice limbă, din orice seminție, din orice trib. Vă mulțumesc pentru participarea la misiune și vă aștept să vă implicați mai departe în misiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Așa să fie! Cineva spunea, cine nu misionează, demisionează. Și asta și când e vorba de păstori și de credincioși simpli. În ce sens demisionează? Demisionează de la chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Va veni o zi în care fiecare vom fi întrebați ce parte ai avut la marea trimitere. E una din întrebările cheie care arată dacă îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat sau nu. Domnul Iisus a spus, cine își dă viața pentru mine și pentru Evanghelie o va câștiga. Aceasta... expresia atașată pentru Evanghelie să nu fie uitată de noi, pentru Domnul, dar și pentru Evanghelie. Mulțumesc, Ghiță, pentru participarea la această emisiune și la cea precedentă pe tema APME, misiunea lui Dumnezeu. Vă mulțumim dumneavoastră, stimați telespectatori, fie să-L cunoaștem pe El și să-L facem cunoscut la cât mai mulți oameni. Dumnezeu să ne ajute. Amin.